Dumneavoastră împliniți 37 de ani de la nuntă. La mulți exact. Ani! Mulțumesc din suflet! Știi cum întremura buchetul? Uite așa am făcea. Oh. Așa am făcea buchetul. Să știți că am plecat, am dormit pe jos. Dar am plecat împreună. Mama spunea într-un fel, zicea, dar păi lasă cartea că nu ți-i face preoteasă. Dar păi uite că m-am făcut preoteasă. Sunt cea mai fericită că Dumnezeu ne-a ajutat să terminăm o biserică. Bine v-am găsit! În fiecare joi seară, de la ora 19, la televiziunea Favorit, pășim dincolo de cântec. Iar apoi materialul acesta ajunge evident pe canalul meu de YouTube. Este o călătorie dintr-o nevoie sufletească a mea, dar cred cu tărie că este binevenită pentru noi toți. Să cunoaștem artistul, omul, sufletul. Din cunoaștere crește, se amplifică dragostea. Azi am lângă mine o artistă, o preoteasă, profesoară, mamă, bunică, o femeie de o forță incredibilă, o femeie cu o misiune, care nu s-a dezis niciodată de la această misiune. Marioara Manghiorghe, bine ați venit! Bine te-am găsit și bine am găsit telespectatorii. Doamne, cât de frumos vorbești, Raluca, mă uit la tine. Cât de frumoasă ești și cum îți clipesc ochii. Ești... Păi mi-a zis mai devreme că poate sunt îndrăgostită. Da, asta vreau să spun. Eu n-am putut nici să confirm, nici să infirm acest lucru. Deocamdată lăsăm discuția pentru mai târziu. Oricum îți mulțumesc și ți-am urmărit emisiunile cât am putut. Și mă bucur că te-ai gândit la această emisiune pentru noi artiștii, pentru noi soliștii de muzică populară și nu numai. Pentru că ne face bine, știi? La un moment dat, un interviu așa e un fel de spovedanie în fața oamenilor, să ne cunoască exact cum spui, dincolo de cântec și să vadă că și noi suntem oameni normali ca și... Vreți să vă spun adevărul? Telespectatorii. De fapt, eu îmi doream să vă invit la o cafea. Da. Și cum n-aveam ocazia să vă prind niciodată, am zis, păi atunci hai să facem o emisiune, să pot să stau și eu la o cafea cu artiștii care mie îmi sunt dragi și să povestim mai mult decât o facem atunci când ne întâlnim pe la celelalte emisiuni, unde suntem tot timpul pe grabă cu vorbele. Așa este. Cu mesajele. Și știu că dumneavoastră aveți, pe lângă cântecele minunate, aveți și un mesaj foarte frumos de transmis lumii care ne înconjoară. Sunteți un om care slujește binelui, un om care slujește aproape lui și lui Dumnezeu, evident. V-am pregătit acest buchet de flori, floarea miresei, florăria băiatul cu flori a pregătit buchetul pentru dumneavoastră. Nu este întâmplător, pentru că astăzi, 11 noiembrie, da, dumneavoastră împliniți 37 de ani de la nuntă. La mulți exact. Ani! Exact, mulțumesc din suflet! 37 de ani de la nunta noastră, nunta făcută la mine acasă, în Ardeal, la Toaca, la Căminul Cultural, cu foarte multă lume, cu mulți preoți. O nuntă așteptată și totodată controversată, adică... Mă rog, a fost o problemă, o situație. Păi, oamenii deja mai știu că vă cunosc așa, da, și ați mai povestit la televiziune de treaba, da, asta, că socrii n-au fost de acord la început. Exact. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca... Dumnezeu a vrut. A vrut. Și dacă a vrut Dumnezeu... Și vreau să spun că aceste flori minunate îmi plac. Eu iubesc foarte mult florile de câmp. Chiar așa, care sunt preferatele, da, dumneavoastră? Păi nu știu, aveți toate florile, nu anume. Deci, mergând acasă și fiind copil, existau acele flori de câmp și printre care și floarea miresei și când l-am văzut aici, am făcut legătura de florile la care alergam pe dealuri și când mergeam și cu animalele unde ne trimitea părinții, aceste flori le vedeam și acolo
pe câmp, unde eu le adunam și le strângeam într-un buchet și le duceam la lui mama mea acasă seara. Bine că mi-a spus că data viitoare, când o să vă aștept la o astfel de întâlnire, pregătesc un buchet cu flori de câmp. Așa, diversitate, așa, așa. Mulțumesc din suflet. Deocamdată avem floarea miresei. Îi mulțumesc băiatului cu flori. Da, așa se numește? Așa se numește florăria. Sunt niște oameni minunați acolo. O salutăm pe Carmen Ionita. Și eu vă mulțumesc din suflet. Să fiți sănătoși și să aveți vânzări bune, pentru că, uitați-vă, buchetele astea care le dăruiți artiștilor vin direct așa în sufletul nostru și, și noi artiștii iubim florile. Evident, și cântecele și florile așa au o legătură. Da. În cântece de obicei punem măcar un nume de floare sau de frunză. Sau, așa este. Doamna Marioara, cum a fost copilăria dumneavoastră până la 14 ani și jumătate, când ați plecat către București? Copilăria mea a fost frumoasă, dar greuță. Satul Arșița. Satul Arșița. Noi fiind de o familie cu mai mulți copii, 8 frați? 9 frați suntem de toți, dar din 2 căsătorii. Noi am fost puși la muncă de mici. Așa era la noi în sat. Toată lumea muncea. Adică să nu crezi că pe mine m-a legea tata să mă trimită cu animalele sau să mă pui la sapă, să sap, da? La căpăluit, să zice la noi, când dai cu sapa, da? La prășit sau la... La prășit sau căpăluit, cum vrei. Uh-huh. Ei, eu de mică am făcut aceste treburi, pentru că eram și pusă și... Ni se părea ceva normal. Era un firesc al lucrurilor, să-ți ajuți familia. Dar era totuși greu, pentru că nu aveam timp de învățat, știi? Ne lua la sapă, ne trimitea cu vacile, ne trimitea cu oile... Cel mai greu și cel mai rău, Doamne, cât de greu mi era când mă trimitea cu caprile. Apoi cu caprile nu-mi plăcea. De ce crezi că nu-mi plăcea cu caprele? Pentru că caprele săreau așa pe dealuri, prin prăpăstii. Vă dădeau bătăi de cap. Dădeau bătăi de cap și mi-era teamă că le pierd. Și ce o să zică tata și mama să mă duc acasă fără capre? Animale. Da. Și de asta spun, cea mai grea povară a fost cu caprile. Dar pe cu vacile era bine, era lejer. Asta erau mai cuminți. Da. Citeam, cântam pe dealuri, pe acolo. Pe, cu caprile nu puteam să mai cânt, când țipam, strigam după ele. Apropo de cântat, mai țineți minte care a fost primul cântec pe care l-ați învățat în copilărie? Primul pe care vi-l amintiți, așa, să-l fi învățat? Să știi că mi-l amintesc, pentru că l-am cântat la serbare. Ia uitați-vă, fișori, la pole cu colțișori. Ce adică, frumos! Era un cântec de-a lui Lucreția Ciobanu, el cânta. Da? Și eu am iubit-o pe Lucreția foarte mult, dar nu numai pe ea, adică pe toți artiștii. De, nu știu, atunci, la anii aceia, mi se părea mie cântecul ăsta așa, măi... Să mai frumos și mai... De curând am avut o invitată aici și pe doamna Viorica Fintașu. Da. Și dânsa mi-a spus de asemenea că a iubit-o foarte tare pe Lucreția Ciobanu și dumneavoastră fiind din Ardeal, atunci înțeleg cu atât legătură. Mai mult a fost legătura. O legătură mai aproape. Și bineînțeles că, acum, n-o să dau și eu din casă, toți frații mei știu să cânte. Și am... că aveți o soră mai mare care da, începuse... păi eu a fost, cum să zic, capul prima... Capul răutăților între ghilimele. Da. Da? Eu a plecat la liceu de muzică, eu s-a angajat la un ansamblu, prima dată la Miercurea Ciuc, după aceea la Satul Mare. Și văzând-o pe Violeta Man, sora mea mai mare, că poate să cânte și... Am văzut-o la televizor, Doamne, cât de mândră eram, vâi de mine, Doamne, sora mea... cântă. Dar v-a încolțit în suflet dorința asta de a merge pe urmele ei. Și doi oamenii care mă auzeau pe costă când mergeam la Zmeure vara. Da, la cules, da. La cules, la Afine, la Mure. Îmi plăcea să fiu acolo cu lumea așa. Păi când mă auzea pe dealuri cântând, zice, no, asta e Maria lui Gheorghe de la Arșiță. Era deja populară, nu-i așa? Da, de mică îmi cunoștea oamenii vocea și văzând așa și mi-au dat curaj. Da. Uhum. Aveam pe Lele Aurele, Dumnezeu s-o ierte, o femeie oarecum neam cu mine. Am devenit după aceea mai apropiate neamuri, pentru că i-am botezat nepoata pe Mărioara, fina mea de la Toaca, și pe nepotul ei. Ia Lele Aurelie, mi-o da cânte, ce frumoase.
Pot să îi mulțumesc pe această cale și totodată să zic despre Lelea Aurele, care o nepoată care acum o pleca pe drumul cântecului popular. E, acum vă revanșați, care v-a să zică. Exact. Și acum chiar a avut un spectacol, nu știu ce, a avut nevoie de un cântec și am fost aproape de ea și o să fiu aproape, pentru că Lelea Aurele, datorită ei, am început să cânt, ea mi-a făcut primele cântece, chiar Doina mi-a făcut mama gura, Doina, care a fost pentru mine un început. Și oriunde m-am dus, l-am cântat cu drag și pot să cânt și eu două versuri. Vă rog, mi-ar face mare plăcere. Dar mi-a făcut mama gura, măi, mi-a să-mi sune cacete rămâi. Ce frumos! Da, ăsta e cântecul care m-a consacrat. Chiar așa, când ați debutat? Când a fost debutul dumneavoastră? Debutul meu a fost la Tezaur folcloric și, bineînțeles, la Floarea din Grădină, în 82. Dar până atunci am mai avut filmări. Eram la liceu, nu liceu de specialitate, un liceu industrial făceam eu și școala populară în paralel. Am terminat liceu odată cu școala populară de artă. Stăteam în internat. Știu cum e. Știi? Am stat și eu câțiva ani buni. Doamne, ai spălat, ai paturile, tot. 8 fete eram în cameră și 8 și 6 și 4. Și noi la fel. Și aici la liceu, deci eram în brigada artistică, eram la dansuri populare și, bineînțeles, solist vocal, nu? Și grup vocal. Doamna Mărioara, erați un pic miezu. Eram, Acum, sincer. Intră colegii mei de la liceu și pe această cale îi salut și îmi spune, dar și eu am fost colegă cu tine la liceu, îmi scriu pe Facebook, așa. Dar și eu n-am fost în clasă cu tine, dar te cunosc foarte bine, că eu știu că de atunci cântai, că veneam la spectacole. Noi am avut, cum să zic, oportunitatea și, eu știu, a fost ceva acolo la liceul nostru, nu știu, s-a ocupat domnul profesor Ion Voinea, care dânsul chiar avea emisiune la radio. Ați avut parte de oareși ce susținere. Da, de la început. Și de o conjunctură favorabilă, pentru că, iată. Da, și ne-a dus pe toți de la liceu, pe cei care cântam cu brigada artistică cu dansuri, la televiziunea română, prima mea filmare. Asta înainte de Tezaur și la 15 ani jumate. Și atunci am cântat la televiziunea română, era ceva, emisiune pentru liceeni, dar nu mai rețin cum îi spunea. O emisiune foarte frumoasă și, bineînțeles, că și în timpul liceului am cântat, mergeam la spectacole, înainte de Floare, am luat locul întâi pe țară, la Cântarea României, la Doină. Doina de mai devreme? Doina mai devreme, am luat locul întâi pe țară, la Sibiu, împreună cu fata lui doamna Maria Ciobanu, cu Leontina. Oh, ce frumos, ce întâlnire! Exact. Atunci am cunoscut-o pe viu pe Leontina, eram două copile și țiu minte că a fost un moment greu în viața mea. Am plecat cu trenul. Nu știu ce s-a întâmplat pe tren, că am răcit foarte tare. Curent ceva? Nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că am avut impresia că eu nu o să mai pot să cânt pe scenă. Dar de unde, Doamne? M-am închinat și m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să nu mă fac de rușine. Și am început să cânt această Doină, că eu la Doină am luat locul întâi pe țară. Nu știu de unde a venit. Simțeam eu că să răsună toată sala aia. Avea într-adevăr microfon, dar mi se părea că s-aude mai frumos. Ați cântat ca niciodată. Ca niciodată. Uh-huh.
Și pe mine m-a ajutat aceste concursuri, da? Cântarea României, se spunea, erau foarte multe etape, faze, mă rog. Eu cântam la case de cultură, deci până să ajung la Floarea din grădină, am trecut prin toate aceste etape, am terminat Școala Populară de Artă, am cântat la ansamblu Remoas, unde Radu Voinescu era dirijor. Deci de la începuturi Dumnezeu m-a binecuvântat. V-a scos în cale oamenii potriviți. Exact, cu Budișteanu. Uh-huh. Am cântat un an de zile, înainte de Floarea din grădină, alături de mari artiști ai rapsodiei române. Elena Merișoreanu a plecat în străinătate, nu mai știu în ce țară, și au avut nevoie de o ardeleancă. Și norocul meu... Pentru dumneavoastră. Exact. Dar am trecut prin niște etape și la Floarea din grădină, pentru că s-a dat un examen, s-au dat concursuri, flori... nu mai știu cum se numea într-un fel, uh-huh, la Rapsodia Română concursul acela. Uh-huh. Și atunci când a venit timpul, am fost chemată și am cântat acolo, alături de mari soliști, de Maria Cornescu, pe care o divinizez și acum, de Turda, de nici nu mai știu, doamna Ștefania Rareș, doamne, Aneta Stan, doamne, mă uitam la ei, eu eram micuță acolo, așteptam să-mi vină rândul și mă uitam la fiecare când intra în scenă. Cum are jocul de scenă, cum cântă, cum zâmbește la oameni, atât de mult m-a ajutat. Ați studiat, ați furat? De fiecare în parte și am furat de la ei și asta să știi că m-a ajutat în viață. Evident. Pentru că eram o copilă din Ardeal, o copilă, cum să spun eu, cu bunul simț, cu rușine, cu frica aceea de a pleca de acasă și tatăl tău să nu-ți dea voie. Pentru că tatăl meu mă vroia să rămân în sat. Păi chiar așa, cum a fost plecarea dumneavoastră la 14 ani jumate de acasă? Care a fost conjunctura? Cum s-au creat situațiile? Au venit la școală și mi s-a spus, cine vrea să meargă la acest liceu, 23, trebuie să facem un contract, să semneze părinții. Da. Mama mea a fost de acord, tatăl meu a zis că nu, să nu plec, pentru că el mă vrea acolo, că sunt tare harnică și vrea să mă mărite în sat. Oh, ce frumos! Nu îmi plăcea. E, cred că nu. Nu îmi plăcea, pentru că eu vedeam... Noi aveam un magazin acolo, cu de toate și cu băutură. Și veneau nevestele și își lua bărbatul seara, care vinea de la pădure. E, imaginea mie mi-a făcut că eu vedeam și pe alea bune, dar le vedeam nu pe alea. Nu asta vă doreați de la viață, nu evident. Nu vream asta. Și atunci când revin, atunci când a trebuit să semneze contractul, l-am folosit pe, cum să spun, dascălul de la biserică. M-am dus și am spus, tata nu-i de acord, dar eu vreau să plec, pentru că visul meu este să ajung să cânt. Și omul, cunoscându-mă bine, bine da? De tot... Mi-a semnat omul. Și tata nu mai știu că nu mai reținea dacă trebuia să semneze. Am păcălit un pic. Am păcălit ce să da, fac. Da, a fost destin. Da, dar după aceea tata a fost foarte încântat și foarte fericit. Sunt sigură de asta. Când a văzut că eu la liceu îmi văd de treabă, când a văzut că fac Școala Populară de Artă... Că școală... n-ați plecat să vă faceți de cap, ci din potrivă să... Da, și Școala Populară de Artă pe care... Dumnezeu să-l ierte, domnul director de la Școala Populară m-a văzut în concursul la Cântarea României și a zis, trebuie să vii la Școala Populară. Și am zis că eu nu pot să vin, că nu are cine să mă susțină, adică financiar. Să plătească, evident, pentru cursuri. Și a zis, nu, lasă, veniți așa și vedem noi între timp. V-a acordat... Da, clemență și... Un fel de bursă. Exact, cum bursă. I-a plăcut de mine, a fost floarea din... A fost... Impresionat. A fost impresionat de cum m-am prezentat la Cântarea României, la prima etapă. Și atunci m-a invitat în această, la această școală populară care m-a ajutat foarte mult. Și de asta spun, toată viața pe mine, până m-am căsătorit, am fost, cum să zic, urmărită ca să nu fac nimic strâmb, ca să nu aduc rușine familiei, tatălui meu. Aveți gândul ăsta pregnant în minte. Exact. Uh-huh. Tatăl meu spunea că dacă pleci la București, știi, aici e mai greu de...
Că sunt tentațiile mari, asta exact. Spun toți părinții. Și eu când am plecat la liceu, sau când a plecat sora mea de asemenea, ceea ce ne-a spus tata asta era să nu mă faceți de rușine. Adică și e un lucru care te urmărește în orice ai face. Și dacă ieșeam, nu știu, cu colegii undeva, tot timpul eram foarte atentă. Dar la ce spun, la ce fac, la cum mă comport. Dar nu permiteam să... Cred că și dragostea asta de cântec, dragostea de oameni, văzând că toată lumea mă ajută la liceu, când am dat treapta a doua, spun niște, cum să spun, niște chestii care mi s-au întâmplat mie. Deci eu nu mai vreau să fac liceu treapta a doua, pentru că trebuia plătit, trebuia să achităm acolo în fiecare lună și părinții mei nu au avut acești bani. Și doamna pedagog, Denisa, a plecat, Dumnezeu să o ierte, a zis, nu, tu rămâi aici, că tu trebuie să faci liceu. Tu ai alt drum. Încă o dată spun, ați întâlnit niște oameni care au văzut în dumneavoastră potențial, au văzut bunătatea, au văzut dorința de a învăța, dorința de a evoluție și v-au întins o mână la momentul potrivit. Așa este. Eu zic că Dumnezeu vă iubește foarte tare și acum o să vă pun o întrebare. Da. Când a început relația aceasta dumneavoastră cu divinitatea? Pentru că cumva simt că din totdeauna ați fost foarte aproape de Dumnezeu și de biserică. Da. Noi de copii, la noi acasă, deci și cel bătrân și cel mai mic merge la biserică. Deci la noi de mici, pe noi ne-a dus părinții la biserică. Am mai spus, 4 kilometri mergeam până la biserica din Toaca și 4 ne întorceam. Dar nu simțeam, pentru că eram copii, eram fericiți că ajungem la biserică, când ne duceam acolo și după biserică părinții ne dădea câte o înghețată sau nu știu ce. Recompensau cumva. Da, oarecum, da, ca să putem să urcăm dealul, știi? Și, dar îmi plăcea la biserică pentru că eu cântam de mică în cor. Deci, cum să spun, eu aveam ce să fac acolo. Nu mă duceam doar ca și copil să stau în biserică, că e mama la biserică. Nu. Eu aveam acolo un rol să cânt. Deci am cântat de mică în biserică. Și asta m-a ajutat, cred că. M-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Mi-a dat, cum să zic, curajul de a lua greu în spinare și de a pleca la drum, că l-aveam pe Dumnezeu. Și totodată, zic eu, așa cum eu am fost ajutată la rândul meu pe tot parcursul vieții, acum Dumnezeu mi-a dat ocazia să fac pentru ceilalți. Și faceți asta. Ați făcut și concerte caritabile și știu că ajutați și fără să știe nimeni. Și știu multe lucruri despre dumneavoastră și de asta spuneam în introducere că sunteți un om care slujește binelui, care e tot timpul aproape de semenii săi și care întinde o mână dacă omul are nevoie, sunteți acolo, săriți pentru el, indiferent că îl cunoașteți dinainte sau că atunci l-ați cunoscut. Așa ceea este. Ce mi se pare un lucru mare. Dați dovadă de multă omenie, dar acum înțeleg de ce sunteți așa. Pentru că pe parcurs viața v-a învățat că astfel de oameni nu sunt întâmplători pe acest pământ. Așa este. Atunci când mi-a fost mai greu în viață și când am plecat cu soțul meu la drum, n-am fost binecuvântați de părinți. Că așa era timpurile. Soțul meu fiind macedonean, eu româncă, nu m-au vrut și mai ales că el trebuia să fie preot. Dar eu după i-am înțeles. Atunci a fost mai greu de înțeles. Dar am așa, dar cum l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră? Cum s-a întâmplat? La seminar. Da. Și după aceea ne-am reîntâlnit, ne-am întâlnit așa, dar nu ne-am cunoscut bine. Și ne-am reîntâlnit primăvara, deci asta era toamna. Eu mergeam pe jos și el era în trolebuz. Câți ani aveți? Stai așa, 19 ani. 19 ani, erați în București, terminaseți liceul. Da, eram angajată deja. Da, că eu m-am angajat imediat că trebuia să... Să am bănuțul meu, exact, nu puteam să... Trebuia să vă întrețineți. Să mă întrețin singură, cu chirie, cu tot ce trebuie. Bun, și părintele era la seminar. Da, și m-a văzut din trolebuz.
Și la prima stație s-a dat jos repede și a alergat prin zona pe unde eram, chiar aici în centru, în București eram. Și a venit după mine și a zis, ce faci? Zic, ce să fac? Zice, nu ne-am mai întâlnit. Zic, nu, eu mergeam la Rapsodia, da, mergeam pe Lipscan. Trolebuzul era în față la, cum se numește, magazinele astea, Unirea, așa? Da, da. Și eu mergeam spre Lipscan, acolo și locuiam și acolo și cântam. Era perioada aceea. Și zice, da, nu vrei să mergem la o cafea? Cafeneaua veche, cei de vârsta mea, o cunosc. Pe Covaci, acolo, pe Lipscan. Da, da. Centru vechi. Centru vechi, da, acum, al vostru. Și al nostru era atunci, să știi. Da. Și a zis, hai că te invit la o cafea. Și am intrat la o cafea și am stat vreo 3 ore, care n-am știut cum trec. Nu cred. Da. Ce frumos! Dar și atunci am povestit din ce familie vin eu, cine sunt eu, și a zis... Și a spus lui că după aceea mi-a povestit că, da, dacă are 8 frați, înseamnă că ea poate să fie preoteasă. Ah, vai. Da. I-a și plăcut de mine, că nu m-a luat doar așa. Clar că i-a plăcut. Și am fost mulți ani în continuare prieteni, nu ne-am căsătorit pentru că, mă rog, și eu eram mai mică și el era în timpul seminarului. Și când i-a spus părinților, n-au fost de acord, dar până la nuntă, ei mă cunoșteau, am fost și acasă la dâns și îi duceam la sala polivalentă, unde aveam spectacole, i-am prezentat-o pe Maria Ciobanu, pe Dolănescu, pe toți artiștii mari. O așezam pe primul rând pe soacră mea, Dumnezeu să o ierte, pentru că atât de mult iubea folclorul și atât de frumos cânta și de la dâns am învățat foarte multe cântece. Doamna Mărioara, ați avut o strategie bună aici, în felul în care i-ați atras pe socrii de partea dumneavoastră. Să știți că și asta este un talent. Da, eu totdeauna am încercat să fiu blândă și bună, pentru că erau părinții viitorului meu soț, care ei i-au dat viață și l-au crescut. Evident. Și l-au educat. Corect, nu? Corect. Așa zic că trebuie să fim vis-a-vis de părinții soțului sau a viitorului soț. Nu s-a întâmplat asta. Le-a spus soțul meu că o să ne căsătorim și a spus că niciodată. Atunci am făcut cununia civilă fără să știe părinții. În secret. În secret, la un coleg, părintele Faneticuleanu, îi mulțumesc pe această cale, că ne-a primit în casa lui cu toți colegii. Valeria Arnăutu a fost la cununia mea, Magdalena Gheorghe, amândouă cântărețe și mulți alții. Deja când am făcut această logodnă cununie, eram la 23 august, deja eram cu ansamblu de acolo, eram, cum să spun eu, am început să cresc. Era într-o ascensiune artistică, da, din punct de vedere artistic. Da, pentru că acolo erau 20.000 de oameni, noi cântam pentru ei, eu eram angajată ca... pe statul de plată, exact, ca și solistă, solistă. Nu, eram angajat exact ca fotbaliștii, dar noi cântam și unde ne trimitea întreprinderea, acolo mergeam și cântam. Da. Ei, atunci când s-a întâmplat, soțul meu a spus că merge la cununia unui coleg. Socrul meu l-a trimis după struguri, că era toamna, s-a dus repede a cumpărat struguri, a dat mai mulți bani. Și nu mai ajungea acasă unde eu mă pregăteam. Acasă la mine, adică în chirie, unde locuiam eu. Și eram cu Magdalena Gheorghe, cu colega și prietena mea, și nu mai venea. Oamenii toți ne aștepta la cununia civilă, la sectorul 3. Și nu mai apărea părintele, soțul meu. Într-o târziu a apărut, s-a schimbat în costum și am plecat la cununie. Toată lumea era nebunită că poate au aflat părinții. Dar, Doamne, ce povești aveți! Știi cum întremura buchetul? Uite, așa făcea. Oh. Așa făcea buchetul. Nu vreau să impresionez, dar cât a durat această cununie, eu nu știu ce s-a spus, eu nu știu când am spus da, nu știu nimic. Cert este că ne-am cununat și el a plecat acasă mai departe după petrecere. O săptămână a mers acasă la părinți. Și după o săptămână, socrii au zis că trebuie să plece la nuntă la Constanța și a spus că el nu poate să plece, să mai plece și frații lui. Și a zis, dacă cumva ei au auzit ceva, dacă cumva ai de gând sau ai făcut ceva să nu mai să pleci. Oh. Da.
Și m-a sunat, eram la club la 23 august și mi-a zis, vino, sunt la ușă. Da. Practic a plecat de acasă. Da, cu cărțile sub braț. Și n-aveam nici de unele. Să știți că am plecat, am dormit pe jos. Dar am plecat împreună. Și după cununia civilă i-am rugat dacă vor să vină la nuntă. Și n-au venit nici dânsii și n-a venit nimeni din neamul armânesc, că nu li s-a dat voie. Și am făcut nunta, el n-a cunoscut decât pe nași și pe mine și părinții mei, că au mai fost în Ardeal. Dar părinții dumneavoastră ce spuneau? Părinții mei, perioada dinainte, spunea că să-mi văd de treabă, că dacă nu mă vor părinții, să nu se întâmple ceva, să nu-i supăr. Și el a încercat să se căsătorească cu altă fată, cu Mihaela, pe care o salut, și o fată minunată, suntem prietene, tot machedoancă. A încercat, s-a dus la fată, fata a iubit alt băiat și atunci nu s-au potrivit lucrurile. Corect. Nu? Și s-a întors la mine. Oricum era o făcătură, pentru că... Nu era făcătură. Nu? Deja am avut o perioadă de rupere, că am zis mai bine să meargă pe drumul acela. Adică ați încercat, să rupeți să legătura. Și nu s-a putut. Asta înainte de cununia civilă, nu? Nu s-a putut, evident. Normal. Nu s-a putut pentru că nu era voia lui Dumnezeu așa. Și nu? Pentru că el a zis că el numai pe mine mă iubește. Și... Dar să știți că, acum eu vă spun din... și dumneavoastră mai știți. Da. În zilele noastre... În astfel de situații, oamenii nu au atâta curaj. Adică mai greu auzi să plece de la zero împreună. Și să-și lase părinții. Să-și lase părinții și să-și asume o astfel de relație în care intră fără nimic. Exact. Adică, cum ați spus, că aveți un pachet de cărți sub braț și n-aveați de niciunile și ați dormit chiar și pe jos. Da. Adică sunt foarte puțini. Oamenii acum, sau tinerii acum, gândesc că întâi trebuie să-mi fac o carieră, să fiu cineva și abia apoi să mă gândesc la următorul pas. Dar bag de seamă, din ce-mi povestiți, că nu, socotelile astea nu prea se potrivesc așa. Și că dragostea... învinge. Și cere sacrificii. Și cere sacrificii. Mm-hmm. Și mereu îmi spune soțul meu... Îmi spune mereu, eu mi-am lăsat părinții, am făcut-o cu drag și nu-mi pare rău. Și asta mă bucură. Adică nu mai trebuie să-mi zic că te iubesc atât de mult. Adică noi... Gestul vorbește de la sine. Exact. Fapta contează mai mult decât orice altă declarație de dar dragoste. Dar și eu am venit, cum să zic, l-am recompensat prin felul meu de a-i apropia pe părinți. De a le învăța, eu atunci când ne-am împăcat, după ce am născut-o pe Elena, deci la 9 luni a venit Elena. După 3 luni și ceva, ne-am împăcat cu părinții. Părintele Bogdan de la Sfântul Gheorghe, zic sărmâna, el a intervenit și a zis, trebuie să cunoașteți nepoata, să vină copiii acasă. Și așa s-a întâmplat. Și de asta spun... Am știut și eu să-i primesc pe socrii, pentru că am învățat tradiția. Atunci când m-am dus în casa lor, știam deja să vorbesc macedonește, știam să cânt. Opa. Da, știam toate rânduielile. Acum înțeleg de ce Elena iubește muzica macedonească. Și i s-a potrivit așa mănușă. Pentru că a crescut cu bunicii din partea soțului și tot timpul îi cânta soacră-mea. Soacră-mea cânta frumos de tot, avea o voce superbă. De fapt și soțul meu cântă frumos. Da, părinte, foarte frumos. Nu, că l-ai cunoscut. Da. Ce v-a plăcut cel mai mult la părintele când l-ați cunoscut? Aoleu. Pe lângă faptul că e un bărbat foarte frumos. Foarte frumos. Știi cum mi-a spus Simona Patraulea când am fost la Floarea din grădină? Cum le spunea celor cu camerele? Puneți camera pe prietenul lui Marioara, că nu eram căsătoriți, lui Marioara Man Gheorghe, vezi că seamănă cu Elvis Presley. Oh, ce frumos! Ce mândră vă simțeați! Da, vai de mine! Deci, cum să spun, era frumos, cu părul negru, tras prin inel. Un bărbat bine, ce să spun. Și acum este frumos, că e soțul meu. Dar și chiar este. Am îmbătrânit împreună și chiar suntem fericiți că... Ați scris un cântec pentru părintele, da? Exact. Ești cel mai frumos bărbate. Da. Deci tu, eu am de toate. Chiar am de toate pentru că e lângă mine. Am copii care
Sunt lumina ochilor. Aveți trei copii, două trei fete copii. Și un băiat. Da, două fete și frumoși un băiat. Tot. Două fete și un fecior, când, vorba cântecului frumos, ca tăicuțul lor. Așa, și am cinci nepoți. Să vă trăiască, trei fete frumoase, trei fetițe minunate și doi feciori. V-a binecuvântat Dumnezeu. Da, asta e bogăția, cum să zic eu, afera noastră. Că ei rămân în urma noastră. Tot ce am clădit împreună rămân aici pe pământ. Dar cea mai mare bucurie a mea, acum pot să spun, este că mama spunea într-un fel, zicea, dar păi lasă cartea că nu ți-i face preoteasă. Dar păi uite că m-am făcut preoteasă. Ce frumos! Da, așa spunea, dar lasă cartea că nu ți-i face preoteasă. Și Dumnezeu mi-a dus pașii spre acest om minunat, spre acest preot. Eu zic că un preot bun și drag. Și un tată nemaipomenit și un soț minunat și un bunic, ce să spun? E greu să fii preoteasă? Este greu, pentru că ai foarte multe responsabilități. Și mai ales când te implici. Eu, dacă mă duc la evenimente și vin sâmbăta, duminica dimineața, vin de la nuntă, de multe ori s-a întâmplat că m-am intersectat. Părintele, el mergea la Sfânta Biserică și spunea, du-te și dormi, că vii data ce vine. Nu făceam asta și nu pot să fac în timpul slujbei să dorm. Vă duceați de la evenimente, de la eveniment, direct la biserică. Mă îmbrăcam, mă spălam, da? Așa, mă pregăteam și se trezea cu mine în biserică. Bine, că nu... Adică el zicea că să nu mi se facă rău, dar mie nu mi se făcea rău, pentru că duminica seara mă duceam iar la cântare. Cum să mi se facă? Adică să mă duc mai departe, să cânt puteam, dar la Sfânta Biserică să nu viu. Nu v-ați dat voie? Nu mi-am dat voie, pentru că eu așa consider că o preoteasă trebuie să fie acolo lângă preot, lângă oameni. Mie îmi place să văd tot ce se întâmplă în jurul Am venit într-o zi la biserica, da, părintelui. Da. Fără să vă spun, doar mi-ați spus, da, că de biserică și într-o duminică am chemat o mașină și am venit la biserică, fără să vă spun nimic, fără să vă anunț, nu voiam să vă deranjez sub nicio formă, și am intrat în biserică, am ajuns chiar spre finalul slujbei și doamna Marioara era în genunchi, în fața altarului, se ruga, părintele vorbea cu un credincios în ușa altarului și atunci am văzut preoteasa. Da. Cum să spun, noi trebuie să fim exemple pentru oameni. Mie îmi place că atunci când cineva are o problemă, eu simt oamenii și cunosc pe fiecare în parte și pe cei din Clinceni. Dacă îmi dați voie, acum am să mai împărtășesc un gând. Atunci când eu am avut o problemă, doamna Marioara Man Gheorghe m-a sunat și m-a întrebat cum mă poate ajuta. Evident, ne știm din aceste conjuncturi, de pe la emisiuni, nici într-un caz n-am avut vreo legătură de familie sau vreo apropiere. Nu, legătură apropiere. De familie nu, dar exact. Ai fost și mi-ai prezentat spectacolele cu caritabile. Cu drag, am profesional, adică da, nu. Da. Și cu toate astea, când am avut nevoie, m-ați sunat să mă întrebați cu ce mă puteți ajuta. Și încă o dată atunci am văzut preoteasa. Da. Și sunteți eu un tablou al preotesei. Sunteți această icoană a preotesei. Cum ar trebui să fie preoteasa? Înconjurată de oameni, alături de preot. Da. În permanență să fie acolo. Pentru că poate părintele, cum să spun eu, nu poate să cuprindă tot. Sau mai sunt femei tinere care au așa o jenă. Și eu mă duc spre ele. Eu mă duc spre ele, că le simt. Ce problemă ai? Păi haide, hai să vorbim cu părintele. Hai să facem... Care va să zic că aveți și un pic de psihologie. Corect. De, da, pedagogie, atâția, clar aveți, da, da, psihologie, da. Atâția ani lângă părintele am învățat multe lucruri și încerc să dau și eu sfaturi cât se poate să fiu lângă cei care sunt bolnavi și care au nevoie de ajutor, pentru că, așa cum am mai spus, și eu am fost ajutată și mai ales de Dumnezeu. A venit Elena pe lume.
Rămăsesem cu povestea pe aici. Da. Și am moștenit și glas frumos și a avut aproape o mamă care cânta. Da. Iar Elena a ajuns artistă mare. Este cea mai importantă Elena a muzicii românești. Da. A muzicii ușoare românești. Eu am de mică am văzut-o că are acest talent, pentru că vădea ritmul, pentru că n-avea, nu vorbea și ea cânta. Și am știut de la începuturi că Elena o să cânte. Dar m-am și ocupat de ea. Țin minte, pe amândouă le-am dus la Palatul Copiilor. Ani mergea, dar nu era atât de preocupată, pentru că vedea cât talent are Elena și cât de bine cântă și ea a zis, de ce să fiu sora Elenei Gheorghe? Eu vreau să fiu eu. Dar mă întorc și mi-aduc aminte că Marioara Murărescu, am fost în emisiune cu fetele mele, îmbrăcate în costumele populare, le-am și acum și le dăruiesc copiilor. Nepoților. Nepoților și la copiii de la grupul Mlădiței Ilfovene. Elevilor, dumneavoastră. Elevilor, da. Și asta vreau să spun, că am știut sigur și doamna Murărescu mi-a întărit convingerea că și, ce să spun, și doamna Elize și toți oamenii de, toți oamenii care au fost aproape de noi. N-am cuvinte, deci eu am fost, pot să zic, o norocoasă, că am întâlnit atâția oameni lângă mine care, zic eu, că mi-au dat șansă și m-au ajutat și au fost acolo lângă noi. Și aproape, cum să spun eu, când îmi spune un om ca Elize Stan, ca doamna personalități, așa, că acest copil are talent și poate să meargă pe acest drum, contează foarte mult. Sigur, și atunci sunt convinsă că ați depus toate eforturile pentru sprijini copilul. Să știi că am depus eforturi cât a fost mică, că ea dacă a intrat la liceu, ea de acolo, eu n-am mai depus niciun efort, că ea a intrat la liceu, imediat s-a legat cu Mandinga, așa, atunci cu ea s-a format Mandinga și ea de atunci, de la 15 ani, a început să cânte. Cu trupă, adică așa cum cântă și surioara ta, Teo, pe care o iubesc și o salut și pe Teo, că e minunată. Și salutăm și pe Elena și salutăm și pe, pe Ana și pe Costin. Aveți niște copii tare frumoși și tare buni și care fac lucruri importante și au moștenit de la dumneavoastră, cred, și bunătate și talent și seriozitate în ceea ce fac. Sunteți niște părinți mândri. Noi așa am încercat să-i învățăm, ca fiecare părinte, să dăm sfaturi bune copiilor, dar să știți că pe lângă copiii mei tu știi foarte multe lucruri despre ceilalți copii. Atunci când mă sună cineva și îmi spune, doamnă, să veniți într-o emisiune cu copii, nu, să veniți într-o emisiune și eu spun, pot să vin cu copii? Da, copii... da, știu, cu elevii dumneavoastră. Exact. Da? Deci copii, ce copii? Că nu, Elena nu are timp, Ani nu vrea să vină, Costin nu vrea. Adică, cum să spun eu, la mine copii, pentru mine copiii sunt ceva rupt din sufletul meu și nu numai copiii mei. Pentru că eu am predat la începuturi muzică la școala de la Clinceni și religie. După o perioadă, am trecut la grădiniță. Eu am simțit că aici, la grădiniță, mă regăsesc mai mult. La cei mai mici? La cei mai mici. Ei, de aici, de la grădiniță, acești copii minunați, acești copii naivi și dulci și minunați, pentru sufletul meu, cum să spun, eu cred că pe mine mă ajută și mă face mereu să fiu și eu copil cu ei. Dumneavoastră sunteți atât de tânără și atât de proaspătă tot timpul și fresh și cu energie. Eu nu v-am văzut niciodată să veniți posomorâtă sau chiar și atunci când ați avut cu adevărat probleme. Da. Am încercat să nu le dau la o parte, da? Da. Dar asta vreau să revin la copiii de la grădiniță, pentru că eu de aici îi preiau. Și acești copii, eu îi simt care au voce. Acești copii merg la grupul nostru Mlădiței Ilfovene, copiii care îi cunoște atât de bine. Sigur că da. Și pe care îi iubesc din suflet și le doresc ca Dumnezeu să le binecuvinteze pașii și părinților și bunicilor care se implică și le cumpără costume
autentice, costume frumoase. Da, pentru că îi îndrumați corespunzător și îl salutăm, da, și pe Grigore German, care face parte din familia noastră. Din familia Mlădițelor, dar și din familia noastră. Pentru că noi îl considerăm un fiu al nostru, pentru că e un băiat minunat și oricine și-ar dori să aibă un copil ca Grigore German. Sezonul următor, da, voi face aceste interviuri cu colegi din generația mea. Da. Și atunci aștept cu nerăbdare întâlnirea cu Grigore German la această masă să povestim. Și cred că și atunci vom menționa foarte des numele dumneavoastră și al grupului Mlădiță Ilfovene. Un grup foarte bun de copii. Așa este. Cântă minunat, muzică sunt populară. Minunat și nu numai că ei cântă, dar ei locuiesc lângă București. Adică e mare lucru să aduci niște copii de lângă București, vin și din București. Da. Așa, să cânte folclor, cântece alese, cu orchestrație de cinste, bună corect, da? Cu costumații, cu aceste nestemate de costume populare bine alese, fiecare din zona de unde vin bunicilor. Ce frumos, faceți o treabă extraordinară și să vă răsplătească Dumnezeu pentru toate. Aș vrea să vă întreb, care credeți că a fost cântecul, primul cântec care v-a adus succes? Ce ați cântat la Floarea din Grădină, spre exemplu? Deci, la Floarea din Grădină, primul a fost Doina. Da. Cu asta m-am consacrat. Asta mi-a adus cele mai multe premii și asta mi-a rămas în suflet la orice oră cânt. Deci, oriunde sunt, această Doină, să zic, e alinarea sufletului. De-o-i muri mere din lume, glasul pe pământ rămâne. Textul și muzica sunt nemaipomenite. Le-am înregistrat în radio cu domnul George Vancu. Am fost și în grupul Dorulețu de la Radio Difuziunea Română. 3 ani. Am avut onoarea și, ce să spun, bucuria de a învăța acolo să cânt folclor pe voci cu domnul George Vancu, căreia tot așa îi spun Dumnezeu să-l ierte. M-ai întrebat de cântec. Așa, lume, uită-te la mine, că am venit și eu la tine. Am venit, lume, și eu să-ți aduc cântecul meu. Cântecul meu de pe Valea Gurghiului, din comuna Hodac, satul Arșiță, de acolo de unde am văzut lumina zilei și acolo unde m-am format ca copil și mi-am luat cei 7 ani de acasă. Ce frumos! Ce amintiri frumoase împărtășiți cu noi astăzi. Sunteți și o bună gospodină și știu da. Că ați terminat acum cu treburile de toamnă, cu toate conservăraia, cu tot... Aproape. Așa? Aproape. Le-am gogoșarii, castraveți, am pus și conopii, de ce am pus? Am făcut acolo... Aveți un fel de mâncare preferat? Draga mea, îmi pare rău că nu-l întreb pe soțul meu, pe părintele, cine face cele mai bune sarmale? Așa cu costă printre ele. Mi s-a făcut o foame. Da. Mm. Sau cine face cea mai bună ciorbă? Sau cea mai bună friptură de miel la cuptor? Care e ciorba cea mai bună? Păi cea mai bună ciorbă, așa, soțului meu îi place ciorba de oase. Mm-hmm. De oase. Afumate oase sau neafumate? Nu, neafumate, ca să nu doară la stomac. Da. Dar dreasă cu borș și cu zdrență de ouă de acolo de la de la curtea oamenilor. Da. Că eu nu mai țiu, dragă, am ținut și porci, am ținut și găini, dar păi acum nu mai țiu, că nu mai am vreme. Păi... Am un solar, să știi că am solar. Păi știu solarul, că și l-am vreau văzut. Să spun că mănânc și acum roșii. Știu, și părinții mei au solar și acum avem roșii. Și acum roșii am solar. Roșii. Am udat ieri solarul. Așa, Doamne, că, dragii mei, să știți că mă ocup și muncesc foarte mult. Nu spun la început oricât am muncit, dar muncesc și lângă părintele să-l ajut. Sunt cea mai fericită că Dumnezeu ne-a ajutat să terminăm o biserică. Asta e cea mai mare bucurie, pe lângă copii, pe lângă tot ce am făcut. Ați clădit împreună o biserică? O biserică, da, și am și terminat-o de pictat. A fost foarte greu. E superbă. Am făcut și o trapeză acolo, împreună cu comunitatea, o capelă și o casă parohială, care toate rămân acolo după noi. Rămâna satului. Avem 30 și ceva de ani de când suntem la Clinceni, deja facem parte din
din comunitate. Deja suntem ai locului. Deși sufletul meu este și în Ardeal, acolo, la casa părintească. Dar mi-a lins sufletul că e mama cu mine aici. Și asta e foarte bine. Sigur că da, sigur. Copiii își cunosc, iată, și străbunica. Da. Vorbeam de mâncare mai devreme. Care e desertul preferat? Ce prăjituri faceți? O, Doamne, m-ai lovit. Nu mai fac. Nu mai fac. Dar ce vă place să mâncați? Ca și prăjitură? Da. Ce dulce? O amandină cu soțul meu. Este preferata lui și a mea, bineînțeles că de la el. Dacă lui îi place aia, îmi place și mie. Ce dar încerc să le mănânc mai rar. Ai înțeles, da? Da, m-ați făcut să zâmbesc. Da. Sunteți un om minunat. Ce fac nepoții? Care-s bucuriile pe care vi le aduc ei? Pe lângă veselia caracteristică celor mici. Cel mai mare este Nicolas al Elenei, care cântă la pian. Și când merg acolo, ai bunii să mă vezi ce-am mai învățat. Nu poți să-ți dai seama câtă bucurie poate să-mi aducă în suflet. Al doilea este Lucas, care este fotbalist și el joacă la o echipă foarte bună, mă rog, de vârsta lui 8 ani. Și el e bun acolo, dă și el goluri, e ok. El a luat de la tatălui, de la evident, Paul Pârvulescu. Asta îi place. Eu, sincer să fiu, nu sunt așa de încântată, că e un sport foarte greu și costisitor și greu de tot. Emma Maria este prima nepoțică dintre fete. Este un copil, este clasa întâia, un copil foarte talentat și ea știe să cânte, dar nu mai locuiește cu noi, locuiește la Cluj. Dar sunt sigură că o să cânte, pentru că poate și are voce și e minunată. E un copil drag, sufletului crescut de noi. Apoi vine, după Emma, vine Amelie, da? Amelie este, ce pot să spun? E lipicioasă, nesărută așa și pe haine. Oh, Doamne. Bunicuța mea bună. Câtă dragoste. Buna mea frumoasă. Papul meu, ești cel mai bun pap de pe lume. Papul înseamnă bunic. Bunic. Pe macedonește. Ce pot să spun? E minunată, e... Nu știu, e un copil vesel care aleargă și care e fericită. Ea nu mă zâmbește. Apoi vine Mezina a Anei. Ania se numește, Ania Maria. Un copil tot așa iute, vesel, fericit. Adică îmi place că nu sunt triși copiii, știi? Au veselia lor. Și sunt tot timpul... sănătoși, sunt bine exact, crescuți. Exact, exact. Și ea, dacă mama ei creează haine și încălțăminte așa, e modelul Aniei. Adică Ania este modelul Anei, da? Da, clar. Și Lucas este model și Amelie, toți vin lângă mătușa și sunt modelele. Da, 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 corect. Nu, că așa este în familie, trebuie să lucrăm în familie, nu? Sigur, sigur. Așa și tu cu Teo, nu? Da, da. Faceți parteneriat. Uneori facem parteneriat. Într-adevăr, muzica ne leagă pe lângă sânge. Așa este, pentru da. Pentru că sângele apă nu se face. Nu se face, și... așa e. Avem o legătură sufletească aparte. Știi care a fost ultima mângâiere a mea acum de curând? Ana știe să cânte, dar ea, ți-am spus că n-a vrut să mai meargă pe acest drum. Și atât de mult mi-am dorit că a fost crescută de mama mea ca să facem un cântec împreună. Și Dumnezeu mi-a ajutat și am creat acest videoclip și cântec cu ea. A bunicilor iubire se numește și în acest videoclip suntem 4 generații. Eu, Ana, mama și Ania. Și pentru mine asta e o mângâiere, pentru că măicuța mea trăiește și să-i dea Dumnezeu sănătate, dar nu se știe peste câțiva ani ce o să fie și atunci bucuria de a fi lângă nepoatele ei și mai ales lângă Ana, pe care ea a crescut-o. Da, sigur că da. Învățat de bine dor a bunicilor iubire nu are hotar pe lume cât îi porți în gând cu tine dor.
Și prin câte treci în viață, ți-amintești a lor povață și te luminezi la față dor. Când mamă și-s fericită, când nepoții-n prag mă strigă, iar am venit bunică dor. Când stau roată lângă mine și copiii tăți mi-s bine, ăsta-i raiul meu pe lume dor. A bunicilor iubire nu are hotar pe lume, cât îi porți în gând cu tine dor. Și prin câte treci în viață, ți-amintești a lor povață și te luminezi la față dor. Tinerețea se topește, un părinte îmbătrânește, prin ai lui nepoți trăiește dor. Azi ești prunc părinte, mâine toate-s rânduite lume, Dumnezeu știe mai bine dor. A bunicilor iubire nu are hotar pe lume, cât îi porți în gând cu tine dor. Și prin câte treci în viață, ți-amintești a lor povață și te luminezi la față dor. A bunicilor iubire nu are hotar pe lume, cât îi porți în gând cu tine dor. Și prin câte treci în viață, ți-amintești a lor povață și te luminezi la față dor. Ce le spuneți elevilor dumneavoastră? Ce sfaturi le dați? Pentru că, vedeți, trăim într-o perioadă în care tinerii, copiii își doresc foarte repede să devină artiști. Da. Ori noi știm că lucrurile astea nu prea se întâmplă peste noapte și că e nevoie de multă muncă și pe lângă muncă uneori e nevoie și de niște conjuncturi care să se creeze astfel încât să ajungi un artist, un mare artist. Ei, cum să spun, ca și cu tine, au, cum să spun eu, oportunitate și și-au găsit locul lângă noi. Deci noi nu suntem doar profesori, da? Suntem și prietenii lor. Suntem și artiști. Și artiști, da. Și atunci noi, ei prin noi văd un exemplu. Da, de asta noi trebuie să fim foarte atenți. Și la costume, și la jocul de scenă. Exact, da. Ei asta o fac direct cu noi, că noi îi luăm cu noi în spectacole, îi luăm mereu la filmări, da, când venim, da, și la favoriți și la celelalte emisiuni. Și atunci ei au de unde să învețe.
părinții lor se implică foarte mult, luându-le aceste nestemate, aceste costume vechi, nu fiind doar când din Ardeal și îmbrac orice. Nu. Ei știu ce au de făcut, pentru că noi încercăm să le insuflăm tot ce știm noi mai bine. Și părinții, bunicii, că și bunicii se implică foarte mult, atunci ei preiau lucrurile acestea și sunt acolo cu noi, sunt alături de copii și învăț așa pe copii să fie buni, să fie blânzi, să-L aibă pe Dumnezeu mereu, să-și facă Sfânta Cruce, pentru că dacă îți faci Sfânta Cruce când pleci de acasă, te protejează și te apără de orice rău. Așa este. A fost o încântare să fim astăzi împreună la această întâlnire. Mi-ar fi plăcut să continuăm, pentru că sunteți un om de care mi-este tare drag. Și vă admir și vă prețuiesc pentru ceea ce sunteți ca femeie, ca artistă, ca preoteasă, ca mamă, ca bunică, să vă țină Dumnezeu sănătoasă, să vă puteți duce această misiune cât mai multă vreme, cât mai mulți ani, pentru că faceți extraordinar ceea ce faceți și în urma dumneavoastră rămân lucruri minunate. Aveți cântece foarte, foarte frumoase și cu siguranță cei care ne urmăresc le cunosc și le iubesc, însă astăzi au avut posibilitatea să vă vadă altfel. Să vă vadă exact așa cum v-ar întâlni la o cafea. La o cafea. Exact așa a fost. Da. Iar mie mi-a făcut deosebită plăcere, Marioara Mangheorghe. Sunteți la sufletul meu. Îți mulțumesc și vă mulțumesc și multă sănătate să dea Dumnezeu tuturor. O zi frumoasă și Doamne ajută! Doamne ajută!